Compania de robotică Boston Dynamics a dezvăluit noi imagini cu robotul umanoid Atlas, care a reușit recent să efectueze sarcini fără intervenție din partea oamenilor. Astfel, o filmare recentă arată robotul Atlas în timp ce efectuează diverse sarcini fizice cu ușurință și fără niciun fel de ajutor din partea îngrijitorilor săi. Robotul Atlas a prezentat o simulare a muncii sale într-o fabrică. Cei de la Boston Dynamics au explicat că umanoidul este complet autonom, folosind învățarea autonomă pentru a se adapta condițiilor în schimbare. De asemenea, filmarea a prezentat și cadre cu ceea ce vede robotul în timp ce lucrează și cum recunoaște obiectele pe care le manevrează. Nu există mișcări precise sau teleoperate. Toate mișcările sunt generate autonom online. Robotul este capabil să detecteze și să reacționeze la schimbările din mediul său, au transmis inginerii de la Boston Dynamics. Robotul Atlas este conceput pentru uz comercial și creat pentru a face față aplicațiilor din lumea reală. Noua versiune a robotului este acum complet electrică, astfel că permite o rază mai mare de mișcare decât generațiile anterioare de umanoizi care foloseau hidraulica. Spre exemplu, ultima generație hidraulică de Atlas, HD Atlas, putea deja să ridice și să manevreze o varietate de obiecte grele și neregulate. Continuăm să extindem capacitățile existente și explorăm noi variații pentru a satisface cererile clienților, arată pagina oficială a companiei. Misiunea Boston Dynamics, companie de robotică și inginerie, fondată în 1992, este de a crea roboți excepționali care îmbunătățesc viețile oamenilor. De-a lungul anilor, compania a atras atenția internațională cu performanțele roboților săi, cum ar fi Spot, robotul care, la un moment dat, a ajutat arheologii de la Pompei să analizeze integritatea structurală a ruinelor. În 2022, Boston Dynamics a promis că nu va susține înarmarea creațiilor sale robotice și a semnat un angajament în acest sens.